Chiar dacă țara este în sărbătoare, unii locuitori ai Gorjului nu sunt siguri ce sărbătoresc astăzi. Istoria se dovedește a fi o provocare prea mare pentru aceia care nici după 158 de ani de la marele eveniment nu știu semnificația zilei de 24 ianuarie. Iată dovada. Ce sărbătorim astăzi? Sărbătorim ziua lui Alexandru Ioan Cuza. S-a făcut 158 de ani de la moartea lui. Nu mai avem așa ceva oameni și acum, cum e proverbul ăsta, că hai să dăm mâna cu mână și cu inima română, să înfrățim hora frăției pe pământul României, dar noi nu avem. Câți ani se împlinesc? Păi 166. Parcă așa. 1569 sau 39, nu mai țin bine minte. Știți ce sărbătorim astăzi? Ziua Internațională a României, să nu spun. Ceva asemănător, da, 24 ianuarie. Sunt însă și gorjeni care își aduc bine aminte de evenimentul important care a avut loc în urmă cu 158 de ani sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Este o zi importantă din viața poporului nostru. În ziua de 24 ianuarie 1859 a avut loc unirea țării românești cu țara, cu Moldova. Deci, iar ca domnitor l-am avut pe Alexandru Ioan Cuza. La 24 ianuarie 1859, prin unirea celor două principate s-a creat sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, de care se vorbește extrem de puțin astăzi, s-a înfăptuit România cea mică. Ce sărbătorim astăzi? Astăzi sărbătorim ziua unirii principatelor. Nu unirea din 1918, unirea principatului la 1859, când Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor atât în Moldova, cât și în țara românească, cum se numea atunci. Domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 5 februarie, este ales și domn al Munteniei. Țelul comun de unire a românilor într-un singur stat a fost atins la 1 decembrie 1918, când a avut loc unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România.